m-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Gata, pornim repede, să zicem. Să facem temă de vacanță, începem deja, nu? Ia uite, temă. Tema pentru vacanță. Deci, vreau vacanță, sunteți. Ia să vedem, așa, începem mai light, profesor. Numărul 0,25 scris ca produs de două numere decimale este egal cu 0,25. 0,25 scris ca un produs de 2 fac două numere decimale. Exercițiu 4, de la testul 23. Vine să fie scris ca o sumă? Nu. 0,25 scris ca un produs de două numere decimale este egal cu 0,25 este un set. Deci 0,25 este un pătrin. Cum? 0,25 fa 2. Exact. Bani. Păi ai două cifre. Dacă îl faci la 2, o să fie A plus B, nu A ori B. Dacă îl faci la 2, A plus A. Învățat la 5. La 3 nu sunt. Învățat la 5. Deci cât, ori, cât se facă 0,25? Asta e. Învățat la 5. Cine? Învățat cu cine? Tot două numere, tot două numere decimale, da? De, da. Înmulțit sau împărțit? Înmulțit, așa zis. Da. Înmulțit? Da. Înmulțit. Gata. Zi. 0,5 ori 0,5. Care este adevărat? 0,5 ori 0,5 ori 2,5. 0,05. Numărul care... Deci, Daria spune că 0,5 ori 0,5 face 2,05. Așa este. Da, e 0,05. 0,05 ori 0,05. Poți să facem mulțirea asta și cotratice. Deci 0,05. Ori 0,5. Mulțiți voi ce face pe mare. 2,5, da? Da. Cum vi s-a dat? Cum vă dat așa 2,5? Păi, mi-am scris n-a sub alta. Mi-am scris 5 ori 5, 25. Așa, 25, am înțeles. Și acum am rămâne de decimale, avem. Păi, dar vedem, păi avem zi, avem, deci, nu. Crezi că 20 mai? Nu, avem 2,5. O să fie 2,5. Cum ai făcut tarea? Păi, puneți-l una sub alta. Bine, 0,5. Facem 5 ori 5, 25. Aha. Și, nu. Și? 5 ori 5, care face 25, ține, ține, pune 5 și 2 ține. Ține minte. Și adăugă la 0. Și cum am făcut 5 ori 0? Cine era 0? Era 0,5. Aici, mi-a zis... Și cât dă? 0,05. Deci care sunt numele? Deci, 0,5 ori 0,05. Deci, dar asta este pentru ești foarte contrariat, că nu-i bun. Adică, o jumătate, cum îți zic, o jumătate, fac 2, 3 și ceva. Nu, o jumătate adunată cu o jumătate fac aia. Cât, nu, o jumătate adunată cu o jumătate cât face? Bine, fac 1 în 3. Nu, adică jumătatea ălea, adică cum au zis ei, că la 2. Da. Am luat cu cealaltă jumătate, face aia, o jumătate mulțită cu jumătate nu face același lucru. Păi, nu face, dar tu mai... Unde-i greșeala? Da. Tu vrei să spui că 2,5. Tu, David, de ce spui? Eu m-am gândit să spui 5 ori 5 am 20 male. Da. Și știind că 5 ori 5 îmi dă 25 și am 20 male, adică voi pune virgula după 20 male. După 20 male? Până la 2. Sigur. Tu de ce nu spui sigur 10 male? Că nu înțeleg. La mulțimea a două numere, le mulțim ca și cum n-ar avea virgula. Și la sfârșit, hai să vedem dar face 0,05 ori 3,75. Cât face? 0,05 ori 3,75. Ne mulțim ca și cum n-am avea. Adică, dar puteți scrieți în găsul că nu e nemai cum. Sigur că da. Deci asta nu-ți place. Adică, mai incomod este 3,75 ori 0,05. Adică, scrieți 0,05 ori
face 5 ori 5. 2 reținem. 5 ori 7, 35 cu 2, 7. 7 scrim, 3 reținem. Și va fi 18. 5 ori 35, 18. Și acum ce facem, Daria? Acum facem, Daria. Daria, trebuie să fii atent. Cât e rezultatul aici, Daria? Da? Și ce fac acum? Care-i problema? Care-i rezultatul aici? Uite, că uite, uite, acolo. 0,0. 0,0. 1.000. Deci, 1.875, 40 male. 2 la prim, 2 la 2, în total 40 male. Și iată că așa se face mulțirea. Exact. Deci, ei au gândit bine. 0,5 ori 0,5 fac 0,25. Așadar, pe 0,25 îl putem scrie ca un produs de două numere decimale, astfel, 0,5 ori 0,5. Nu ne repezim în greșiți, eu v-am spus de atâtea ori. Avem răbdare, analizăm, că la flecuștințe de astea putem greși. Da? Oare cine făcea 2,5, apropo? Cine făcea 2,5? Cine cu cine? Înmulțit. Da. Deci, care alte două numere înmulțite fac 0,25? Nu, 2,5. Cum ar fi? 2,5. Da. Care alte două? 1,25? Nu, nu. O să am un număr întreg. Zita. 2,5 ori 1. 0,5, da, bine. Cu 0,5 ori alea, câte. E prea... Adică e ceva, e un număr la pătrat, trebuie să... Ascultă, da, 0,5 ori 0,5, a dat 0,25. Da. Acum, întrebarea este că... 2,5. 2,5 egal cu cine? Cu 0,5 ori... 0,5 ori o sumă... 0,25 ori 100, cât ar face? 0,25. Ori 10, da? Ori 10 face 2,5. Dar nu face 2,5. Deci duce virgula rapid. Dar cu 0,5 copii. 0,5 ori 1,5 ori 1,5. Dar mulțim cu cine să le dea 0,25. Ia mulțim și să vedeți că faci. Da, asta e 1. Câte decimale va avea numărul ăsta? 3. Și am zis 2,5. Zi tu, Darius. Păi, 0,5 ori cât? Păi, deci facem împărțire. 0,5 ori 5. Corect. Ori 5. Pentru că 2,5 împărțit la 0,5 împărțești 10 plus 25 împărțit la 5 care dă 5. Da. Ai înțeles așa cât dai? Ori 5. Fac asta. Da? Fac 2,5. Bun. Hai să mai vedem altceva. Exercițiu numărul 6, tot de la testul 23. Numărul natural X care verifică în ecuația 7 plus X mai mic egal de 14,2. 7 plus X mai mic egal de 14,2. Aparține mulțimii. Vă zăvă pe X cu ochi de ușor, vă scădea 7. Vă scădea pe... 7 și X. Minus 7 și atunci x egal, mai mic egal decât 7,2. Aparține mulțimii. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, x-ul ce fel de... Numărul natural x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci tot 5 și mai mic decât 7,2 înseamnă minus și aparține mulțimii la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Până aici. Fără 8.
Exercițiu 8. Primele 40, da, primele 4 decimale ale numărului 17 pe 13 sunt... 17 pe 13. Sunt în această ordine. Sunt în această ordine. Bun, să vedem. Deci, primele 17 primele 4 decimale. 4. Poftim. Este egal. Vine o dată. Da. Și vine 4. O să fie de 3 ori, deci o să fie 1,3. 4. Da, primele 4.3076 de mii. Iar sutim? 30. 30. Sutim e valul 30. 30, da. 30 de sutim. Deci citim până acolo, așa. De aceea, la minim, am zis 307 mii, da? Și zecim de mii, tot numărul. Iar sutim de mii, ar trebui să mai continui. Completăm. Altceva? De la testul din față, 23. Așa. Testul? 22. Rezolvând în numere, 19, rezolvând în numere decimale ecuația, 0,24 plus... 0,24 plus... 0,25 plus 0 plus 4,75. 4,75. Tot de împărțit la X este egal cu 1, obținem soluția. Egal cu 1, da? Da. Rezolvând în numere decimale ecuația. X-ul cât este, nu? Păi împărțim cu X în altinembri. Doamne, nu s-au mai decimale. 0,25 plus 4,75 este egal cu X. Poți să fac paranteză de lea, dar am spus pur. Da? Deci cât faci paranteză aici? 5 împărțit la 5. 5 împărțit la X egal cu 1. Rezultă că X egal cu 1. 5. 5. X egal cu 5, că 5 împărțit la 5 face. Da. Nu? Dar atunci de ce ai încercat? Altceva? Da, da. Cum? Asta înseamnă că am rezolvat numere decimale? Păi da, am rezolvat numere decimale. De ce nu? Da? Sigur. Păi, de ce? Adică... Ne trebuia să rezolvăm totul. Adică tu cum ai fi făcut? Eu am mulțit cu nimic. Ai mulțit de la treaba cu lista? Da. Și ar fi fost 0,25 plus 4,75 egal cu X. Ori X. Egal cu X, da? 7500 da. Și atunci și asta a adică 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 asta a ad
Altceva ce să spun? Că n-am altceva. Da. Un pic de exercițiu 20. Așa. 35/100 din 440 este... 35/100 din 440 este... Din 440 este egal cu... Asta înseamnă 35/100 ori 440. Așa. Deci asta e echivalentul, aș spune 35/100 ori 440 este egal cu... Bine, spune tu, dar... Ce s-a întâmplat? Brian să zic. Te transformă. Adică? Te transformă 35%. Dar nu așa. Nu, e o chestie care trebuie să ce se face om. Ai, de aici încolo ce trebuie să mai facem? Da. De ce spui e chestie care trebuie să facem? Adică... Ce înseamnă să faci o fracție dintr-un număr? Da. O fracție dintr-un număr. La fracția aceea putem să facem... Adică putem să o împărțim pe 5? Sigur că da, mai facem, o facem ireductibil. Deci poate să fie 7 pe 20. 10 ori 440. Și putem acum 0 cu 0 ori acela să... Printr-un 10 simplificăm, da. Apoi printr-un 2 cu 44 și face 22. Și vine 7 ori 22, care face 7 ori 14, 7 ori 14, 154. Deci, 35% de 440 este 154, sau 35%. Da? 35% din 440 este egal cu 154. Asta trebuie să înțeleg. Iar cât este, iată, vă pun o întrebare la tare. 20% din cine este egal cu 50? 20% din cine e egal cu 50? 20% ori x. Așa zicem. 20 pe 100 din x, nu știu. Este egal cu 50. Și asta se va aduce. De acolo putem să facem fracția ireductibilă, să fie 2 pe 10 și apoi să facem 1 pe 5. Adică 1 pe 5 din egal cu 5. X, da? Egal cu 50. Adică e vorba de 1 pe 5 ori X egal cu 50. Adică 1 pe 5 ori x, cum mai scriem? Ca... Nu învăț la 5. Nu învăț la 5. Împărțirea sau cum se mai... Nu... Ce e egal x de acolo cu x este egal 1,5 împărțirea? Voi amplifica cu 5. Deci mulțim egalitatea toată printr-un 5. Cu ce e 5x? Și atunci e echivalent, va spune 5x supra, deci 5x. Dacă ce mă ajută? Supra 5, da? Oare? Ce mă ajută? Nu știu, dar dacă o vin cu ideea asta, eu încerc să o fac. Mi ajută 5x supra 5? 5, 5x supra 5, egal cu 50 ori 5, fac 150. Și ce 5 cu 5, iată... 10 ori s-a simplificat și îți trebuie 50. Și x egal cu 250. Care e 1 pe 5? Păi, dacă un zi, el a venit pe ideea să mulțesc cu 5, vine 5 ori 1 ori x. A, e 1. 5x, 5 ori 1, 5, da? 5x supra 5. Dar nu mai văd, să mulțesc. Să mulțesc și mulțesc. Deci, observați-mă, deci 1 pe 5 ori x, voi nu știți cât face. 1 pe 5 ori x? Cât face? 150. Lasă-mă, 1 pe 5 ori x, cât face? 0. 1 pe 5 ori x, 0,2. E 1 pătrat 5. 1 pătrat 5 ar face 0,2. Ori x, e 0,2 ori x, egal și 10. Da. Și de acolo mai ne-ai introdus x-ul. 50
Bărțile ar 2. 0,2. A, nu ar fi 0,2 pe 0,3. Ca mai puțin. 1 pe 5 ori x cât fac? 1 pe 5 ori. Ia să vedem, 2 pe 3. X pe 5 fac, se înțeles numai. Nu-i dori 3. 2 pe 5 ori 7 pe... 2 pe 3 ori 7 pe 5. Cum faceți chestia asta? Cum înmulțiți asta? 2 pe 3. Păi atunci în același numitor. Atunci în același numitor. O să aduci mă la același numitor. 2 ori 7. Înmulțire de dar. Ah. Păi adunare. E... Păi 2 ori 7 ori 7. 2 ori 7 e supra 15. Păi nu știu, 18 pe 15. Deci 2 ori 7. Păi adunare, dar e... Păi cum să faci? 3 ori 5. Face 14 supra 15 copii. Deci așa cum se zice. Hai să ne amintim din nou. Operații cu fracții. Exact. Da? Am întâlnit aici dificultăți. Deci operații cu fracții. Și aș vrea să vă atrag atenție. Nu s-a terminat. Asta facem operații cu fracții. 0,25, ești la fel? 0,25 plus 0,5. Cât vreți să dai? Hai, David. Eu? Da. Păi, mulți... Trebuie să facem o fracție. Nu. Trebuie să spun aici. Să mă verificăm și fracția ordinară. 0,75. 0,75. Acum, ăsta în fracție ordinară, cum vine? 0,25 ori 100. A, deci... 25 supra 100. Plus 5 supra 10. Și egal mai departe. 75%. Hai simplificăm prin cât? Prin 5. Prin 5. Chiar prin 25. Chiar prin 25. Facem 1 pe 4. 1 pe 4. Plus... Mă, da, acolo putem să simplifica prin 5. Plus 1 pe 2. Da. Adică o sferă cu jumătate. Adică o sferă cu jumătate. Și cum ați făcut? 0,75. Exact. Nu, nu, nu. Adunați pe 5. Asupra aceeași minute, deoarece între ele este plus și nu pot face mântuirea. Așa, ți-am spus, fii atent, acolo care dreptate. Ți-am spus, fii atent. Ușor. Atenție, mătă. La adunare s-a apucit la aceeași minute. Păi da, este 3 sferturi. Păi da, cuiule, da, hai să ajungem la aceeași minute. Voi amplifica cu 2 pe a doua fracție, dar ce am plus între ele. Și va fi 1 pe 4 plus 2 pe 4. Care face 3 pe 4, adică 3 sferturi. Și 3 pe 4 face 0,75. Așa vrem să lucrați. Deci, vedeți, avem două posibilități de lucru. Fie că lucrăm cu fracții decimale, fie cu fracții ordinare. Același exercițiu, o duce la același rezultat, da? Deci nu cap pe discuții. Aș vrea să încercăm acum, a? Următoarea. Mai dați-le așa, domnule. Da, da. Ca să-i pune bine la un punct. Exact. Da, eu și vin în vacanța ta. Păi sunt vacanță deja, zice. Eu, da, chiar sunt în vacanță. Păi da, da. Tu da. Nu merg în vacanță. Și tu ești în vacanță. Încă nu sunteți în vacanță toți. Da, știu. Eu mai auzit. Eu da. Sunt în amândouă. Deci, să zicem așa. Să se calculeze expresia. Să se calculeze expresia. E egal cu 0,2 în perioadă 3 înmulțit cu 1,13. Deci 1,13 în perioadă 7. Da, puteți spune că fiecare întoarce. Domnul, nu, da, dacă domnul vrea. Așa, da, așa să te exercițiu. Plus 5 pe 4 înmulțit cu 1 pe 2 și împărțit la 3 pe 4. Totul sub cam. O întreg și o doi.
plus 3 întregi și 8 întregi, împărțit la... Împărțit la 13 supra 5. E calcul. Hai să facem calcul. Eu, profesor, am un întrebare. Un întreg și 1 pe 2 este 1 plus 1 pe 2 sau 1? Da. Așa. 1 plus 1 pe 2, da? Așa este. Nu este 1 mulțit cu 1 pe 2, că s-ar fi scris 1 pe 2. Ați înțeles, da? Da. Bun. Dar e de rău să vorbești. Mario? Bine. Deci o să fie acolo 0,2. Îți un plan de lucru. Ai putea să lucrezi cu numele sens decimal așa pe reuși simplu și miste? Nu, trebuie să le trebuie. Ești obligată să te duci în fracții ordinare? Da. Începe, vorbește. Acolo să fie 0 între 3 așa pe reuși, să fie 23 minus 2 supra 90. O să fie cu Darius. 23. Înmulțit cu... Înmulțit cu... un întreg și 137 pe 137. Deci un întreg. Ai minus 13. Și 137 minus 13 supra 900. 900, da? Da. Și calculăm întreg și plus, dă-și mai departe, Davide. 5 pe 8, Davide. Deci mulțește aici, da? 5 pe 8. 5 supra 8. Împărțit la 3 la 4, da? Fără altul. Împărțit la 3 pe 4. Totul supra. Cum era? Unul al 2 plus 1. Așa, da? Unul al 2 plus 1. Nu-i bine, Dani? Tu vrei să scrii un întreg plus o doime. Dacă ne-am pus aceeași mitodă, tot așa vine. 1 ori 2 plus 1. Deci la fapt corect. Și 2 ori 1 plus 1. Adică 3 pe 2. Pe 2. Atenție. Deci 1 plus o doime, Dani, când am pus aceeași mitodă, am plicit cu 2 și face 2 plus 1, 3 pe 2. Da? Deci vine 3 pe 2 plus Darius plus 2 plus 13 pe 4. Da. Da, 13 pe 4 împărțit la 13 pe 5. Și este egal cu... Ce? Suntem sus, poftim la Daria. 21 supra 90. Am mulțit cu 124. Un întreg. Acolo e un întreg, nu un întreg. Da, un întreg și 124 supra 90. 124 supra 90. Care va fi simplificat. Da, plus. Mai departe. Plus. 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 Acolo. E ceva pe urmă. 5 pe 8 împărțit la 3 pe 4. Cum faci? Păi 5 pe 3. Cum se împarte o fracție? Nu știu. Să facem 5 pe 8 ori 4 pe 3. 5 pe 8, zicem prima coloană inversată. 5 pe 8 ori 4 pe 3. Supra. 3 pe 2. 3 pe 2 plus 13 pe 4 ori 5 pe 13. Ori 5 supra 13. Și acolo o să avem 21 supra 90. Nu mai simplificăm, nu merge prin nimic. Ba da, pot să... 21 pe 90. Am să merge pe 3. Prin 3, da? Prin 3. Și va veni cât are? 7 pe 30. 7 pe 30. Ori 1 pe 3. Și acolo, trebuie să băgăm întregi în fracții? Când? 900 plus 124 va fi egal cu 1024. 1024. Se mai poate simplifica 124 la 100? Da. Da. Prin 2...
62, 62, la pe 3. Pe 4. Da. În 3 nu merge, pe 1 și 2, 3 și 4, 7. În 4. Da, deci prin 4. Prin 4. Deci o să fie 30. Deci nu trece în fracție, îți place în sigur. Deci până 3 și 31 supra 250. Nu cred. 20. Ba, da. 250 ori 4, prin 4 a simplificat? Da. 250 ori 4 e 1000, acolo e 900. 25 la 4. Păi da, stai, dacă intre 900 împărțit la 4. Da. Intră de 2 ori. Da. Vine 10. Intră o dată. Deci vine... Intră de 2 ori. De 2 ori. Deci intră de 2 ori. 20. Și dă... 20. Și dacă 5 ori. 225. Nu 25, 225. 225. Plus. Plus. Acolo ce se face? 5 pe 8 ori 4 pe 3. 5 ori 5 ori 5 ori 4 ori 8 ori 3. Dar de ce? De 20 pe 24 și trebuie să împărțim printr-un 2. 20 pe 24. Și o să fie 10. Da, chiar prin 4. Și o să fie 50 pe 6. 5 pe 6. 5 pe 6. Ia un dat. Sunt simplificat așa. Uitați așa. Păi... Înmulțim și urmă împărțim. Exact. Vedem timpul. Exact. Deci facem simplificare de toate cu putință, urmărind de la un capăt la celălalt, de sus cu jos, că în final tot așa simplifică fracția și care rezultă. Și în mix, adică și așa. De, da? Pentru că în final, după înmulțire, ca și cum am simplificat de la tot cu mintea. Ați înțeles? Da. Și în loc să facem înmulțirea și urmă să facem împărțirea, mai bine, o faci până la început, că după simplificarea. Deci prin 4, deci rămâne 2 și faci 5 pe 3, 6. Da. Deci plus 5 pe 6, da. Totul supra Darius. Supra... aducem același cuptor. Da, dar ce se facă întâi, Darius? Ce faci? A, înmulțirea. Așa. Și 13 ori 5, ori 4 ori 3, 65 pe 52. Bun. Exact. Dar nu mai bine în vedere de simplificare 13 cu 13. A, da, da. Nu o să fac 65 pe cât ați spus voi și cum să simplific. Fac de la ce spus? 5 pe 4. A, 5 pe 4. 5 pe 4. 3 pe 2 plus 5 pe 4. 3 pe 2 plus 5 pe 4. Pune mă din difracție, lucrăm întâi sus. E sus. A, da, te vrea și el, domn profesor. Asta a trebuit să am, că nu mai putem. 7 supra 30. 7 supra 30. Așa, ori, da, bine. 225 plus 31, care este 200. 56. 256 supra 225. Dar asupra de 15 pe 6. Unde? Păi stai puțin. Asupra de 25, da. Da. Plus 5 pe 6. 5 pe 6. Tot supra. Vom acelea de da. 6 pe 4. Da, asupra de 2. După prima fracție o amplificăm cu 2. Da. Și este 6 pe 4. Și va fi 11 pe 4. 6 plus 5, da. Deci face 6 pe 4, plus, plus 5 pe 4, care face Daria mai departe, e ca acolo trebuie să facem un zi, dar stop. Puteam să fi scris 11 pe 4, dar dacă voi mi-ați zis 6 pe 4 plus 5 pe 4, așa am făcut. Dar în mod normal, după ce am ați acel întors, și adunăm. 256 cu 30. 256 cu 30 se divide prin cât? Prin 15. Prin 15. Prin 5. Prin 6, ăla se parte la 5, da. Când o mână se parte la 5? Ultima cifră este 5. Prin 2. Nu. Ba da, se parte prin 2. Nu se parte prin 2, ultima cifră e 5. Nu-i 5, e 6. Cifră este număr par. 0 și 6 se poate. Așa. Da.
107 pe 15 ori 128 pe 225 plus 5 pe 6 supra 11 pe 4. 11 pe 4. Să fie dat 8. Acolo facem mulțirea. Stai puțin că poate. Da, 15. 7. Nu se împare cu 225 copii. Deci, nu, nu se împare. Nu. Deci, 15 plus 28, nu? Trebuie să mulțim. Nu avem decât varianta să mulțim. Ok. Vreau să mulțim. 7, da. Hai să mulțim de face. 7 ori. Zi vorbește, Daniel. 7 ori 56. 6 ori 57. 7 ori 14. Și cu 9 și cu 5, 19. O să fie 896 supra. 896 supra? 20, 12, 15. 15 ori 225. Hai să toată lumea să mulțească. 225 ori 15. Ai mulțit ca să facem un pic de antrenament de lucru. 3375. Să vedem și băieții. Da. Ai zis, da, așa, ne-ai făcut nimic, și nostru. Da? Ca să te afle treabă, dar nu. Gata, mi-a dat și mie la fel. Unde este lucrarea? 3375, nu? Da. Uitați, am făcut. Da, am văzut. Se mai împarte pe ceva? Deci cât este? 300? Nu, 3375. 3375. Mai așteptați să facem simplificarea, așa? Da. Păi dacă nu am mers aici... Nu mai am mers așa. Nu, mă gândeam cu 15 pe 6. 5 pe 6, supra 11 pe 4. Și acum adică în același lucru. Și care ar fi numitorul? 3375 împărțirea 6. Împărțirea 6 sau ori 6? Împărțirea 6. Dar nu se poate, poate mă iubiți împărțirea 6. De ce nu se împarte sigur la 6? Pentru că ultima cifră e 5. Și 5 nu se împarte la 6. În afară de asta, dar nu la de pe 2. Dar poate la 3, domnul. Dar 3, 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 Atunci, care e numitorul comun? 3 ori 6, nu, 3 ori 3375. Păi dacă la 3, la 1 pe 3, la cine? La care e disputa aici? Care e divizorul pe care nu-l au comun? Care nu-l au 6, dar are pe cine în plus? Pe 2. Pe 2. Și atunci trebuie să multiplicăm pe ăsta de 2 ori. Aaa, ori dacă e cât? Deci, pur și simplu, mulțim cu 2. Numitorul comun, dacă aici e mulțim cu 2, ăsta și numitorul comun. Da, dar pe a doua fracție, cu câți o am critici, asta vă... Asta, pe asta se întreabă. Pe a doua fracție, câți o am critici. Păi, după aia... Puneți numitorul, domnul profesor, ca să vină, dar egal cu... Deci, egal cu... Numitorul comun a spus că este cine? 3375 ori 2. 3375 ori 2. 2. Și acum? Pe prima parte este cu câți? Da, da. Pe prima 750. Un pic. Pe prima cu cât am identificat-o? Uite ce drăguț am fost noi. M-am pus numitorul fain. 9240. Am plecat-o cu 2240. Pe prima. Pe prima. Nu, pe prima, pe a doua. A, pe a doua, nu știu, dar stai să vedem pe prima, ca să scriem.
2. Cu 2. 2. Și sunt de și pe cea mai cu 2240. Cum ai găsit? Păi... Nu cred. Vă spune că vă am pe mine. Asta, ia să uităm. Pentru că... O să fac 3775 împărțit ori 2 împărțit la 6. Ori 2 și pe împărțit la 6. Pentru că... 3375 mi-a dat 6750. Da. Împărțit la 2 care se bate de orice urmă. Doamne, ce dar faceți puțin, vă rog frumos. Ce să fac? 2 3375. Eu am putut. Deci se fac 2 ori, cât face, mi-a spus el cât face. 6750 împărțit la 2, nu? 750. Nu spune, nu spune. Nu spune. La 6. Nu spune. 6750 împărțit la 6. Uite, uite ce îmi place. Dar trebuie să te calmezi. Asta nu e 1125. 1125. Deci de-a doua am fi fost 1000? Da, uite, te grăbii. 1125, 3375, împărțit la 3. Deci am înțeles ce vedeți? Uite, încercăm acum și vreau să fiți un pic atent. Voi ați spus așa, mulțim cu 2 și vă împărțim la 6. Deci noi avem 3375 ori 2 și vă împărțim la 6, da? Dar, atenție, ce rost are să mulțesc cu 2 și nu se bat la 6? Nu cumva acesta ar fi 3375 împărțit la 3? O să fie 6 împărțit la 2. Să fie un pe cineva, dar dacă nu înțeles, îți ne spui, că nu înțelegi cum ce vrei. Deci trebuie între 75 la 3 și face cât? 1125. Bun, dar eu tot asta voi, cu cât e egal acolo? Pe 5 pe 6 vom amplifica cu 1125. 1100. Pe 5, pe 5. Pe da, pe 5 pe 6. Deci aici va veni 2 ori 896. Plus. 2 ori plus 5 ori 1000. 1125. Toată lumea e de acord, copii? De acord. Dar e aici clar? Da. Da? Deci, practic, am atras atenția că n-avea nici o să mulțim și pe urmă să pățim la 6. El a fost antrenament. Exact. Trebuie, sigur că da. Și mai degrabă, sesizând că există divizorul comun, trei, și că noi nu avem nevoie decât să împărțim la cât? La 3 pe ăsta, nu? Corect. Că 3 ori 2 fac 6. Așa. Totul supra 11 pe 4. Totul supra 11 pe 4. Și egal cu? Egal cu 1792. 1792 plus. Dar să știți să facem 5.825, faceți. 5.625. Totul supra. Totul supra. Păi am mai făcut asta. 6.750. 6.750. 750. Supra 11 pe 4. Supra 11 pe 4. Și egal. Cum fac calculele despre care ți-am învățat? Da. Trebuie fac adunarea